Îmi pare cunoștință. Îmi 14 ani. Îmi place te sănesc cu gândăreții. Frumos. Așa, dumneavoastră, înainte. Așa. Publicul ăsta cred că ne aplaudă, vă aplaudă pe dumneavoastră. Păi știți, nu? Pepe, Dorian, Alina, Cerebel, îi cunoașteți. Stăm jos? Stăm jos? Vă rog, înainte de a o cunoaște pe Ana Maria, de a o întâlni pe Ana Maria, vreau să o cunoașteți pe mama ei. Ana Maria, da? Așa e. Asta da, e numele. Câți ani are? Are 14 ani. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc. E o performer, o să vedeți. Toți omuleții care vin pe scena asta la Next Star fac performanță. Dar cum poți să numești un omuleț care vine, face performanță pe scena Next Star, fiind bolnav de autism? Niciodată n-am crezut că Maria ar putea să aibă autism. Nu răspundea la nume, avea anumite stereotipii, îi plăcea să facă anumite lucruri tot timpul și la nesfârșit. Spre exemplu, joaca cu șireturile sau cu eșarfe, cu curelele de la genți, cu tot ceea ce era lung și subțire și putea să se joace, să o unduiască cumva. Ajunsesem să nu mai avem nici șireturi la pantofi. La 2 ani și 3 luni a fost diagnosticată pentru prima oară în Timișoara și apoi am încercat să căutăm și în alți medici. Nu vroiam să acceptăm lucrul ăsta pentru că citisem despre autism și înțelesesem ce afecțiune gravă este și poate să nu fie recuperată niciodată. A învățat foarte greu să vorbească și cred că e prea mult spus să spun că a învățat să vorbească. Încearcă să comunice cumva cu noi, cu familia, cu oamenii din jurul ei. În cât timp învață un cuvânt, un copil bolnav de autism? La început, poate nu o să vă vină să credeți, poate că a lucrat luni de zile pe un singur cuvânt. Pe un cuvânt? Ca să înveți un cuvânt? Da. Cerebel, luni de zile cu un copil. Și acum mă întreb, noi cum putem comunica cu ea? A învățat să comunice pentru că Maria a făcut terapie de 10 ani aproape, de 9 ani și jumătate. Asta pentru că a avut unor părinți, cum sunteți dumneavoastră, și tati. Da. Vă întrebăm pentru a nu greși, de asta... Cred că e important să nu fim foarte porniți, nu să fim destul de... Nu, trebuie să vă purtați afect ca și cu un copil normal. Normal, e cel mai important lucru. Ziceți-mi, mi-ați povestit în culise că o învățați cuvinte desenându-i. Da. Adică... Asta e o floare și îi desenați floarea. Da, îi desenam floarea, am învățat toate florile, văzându-le mai întâi în imagini, arătându-le și apoi așa învață cuvintele. Așa învață cuvintele. E complicat să învățați sentimente? Ce emoție exprim eu acum? Ai fost acceptată la Next Star. Nu, Maria. Pașii au fost destul de mici, pașii pe care i-am făcut. Dar rezultatele acum sunt uimitoare dacă privim în urmă de unde am plecat și unde am ajuns. E trist. Și eu? Speriat. Și eu? Fericit. Da. Și eu? Trist. Și eu? Gândesc. Are o memorie vizuală fantastică, dar și auditivă. Și persoanele le reține foarte mult datele la care se întâmplă anumite evenimente, reține melodiile, cuvintele, indiferent că sunt în engleză, în română, în chineză, în franceză, în orice altă limbă, le memorează ca pe o bandă magnetică și le redă. Boala, autismul nu alege. Bogat, sărac, celebru, mai puțin celebru, nu alege. Vreau să cunoașteți o mamă. Sigur o știți de la televizor, din filme, dar vreau să o cunoașteți acum. A venit pentru dumneavoastră, a venit pentru Ana Maria, mai bine spus. Doamnelor și domnilor, are un copil bolnav de autism care se numește Andrei. O știți, eu sunt un mare fan de Manuela Hărăbor! Wow. Manuela Hărăbor e la Next Star! Să rămână Manuela! Mă bucur să te revăd, să rămână! La fel de elegantă și de frumoasă. o mare surpriză pentru mine. Am o fotografie care o să vă placă. Dați-mi fotografia Manuelei. Wow! Țineți minte? 30 de ani au trecut de la Pădureanca. Dumnezeule, ce film! Vă rog! Nu vor vedea, dar am trăit pe toți. Am ratat niciunul. Câți ani are Andrei? Merge pe 26, 1 octombrie. 26 de ani! Wow! Manuela, ce înseamnă pentru tine să ai un copil? E un mod de viață. Pot să spun că eu am învățat mai mult de la Andrei în ăștia 26 de ani decât am reușit eu să-l învăț pe el. Pentru că acești copii sunt făcuți într-o altă plămădeală. Eu cred cu toată convingerea mea că așa am fost creați dintr-un început, atunci când Dumnezeu a creat oamenii. Cred că așa i-a făcut, pentru că ei au totul bun în ei. Nu sunt alterați. Au o generozitate și o iubire pură care pur și simplu se revarsă asupra tuturor celor cu care intră în contact. Primește Ana Maria de la stat, mami? Da, Ana Maria primește o pensie de 91 de lei. 91 de lei pe lună? Da. 91 de lei de statul român unui copil bolnav de autism. Pe lună! Ok. O primim și o privim ca pe un performer. E la Next Star, țineți minte, suntem la Next Star, da? Îi plac florile. Da. A desenat toate florile, ați învățat-o să deseneze flori. Care sunt florile care îi plac cel mai mult? Floarea soarelui. Floarea soarelui? Da. Floarea soarelui, mami, ziceați, da? Da. Manuela, mami, o să vă rog să veniți lângă mine. Doamnelor, domnilor, performanțe care va se zică. Next Star are onoarea să vă prezinte pe Ana Maria! Ana Maria! Bună, Ana! Tine. O să le primești. Sunt pentru tine, Ana. Ia, Ana Maria. Ele ce rebel, ea e... O cunoști, nu? Da. Știi cine e domnișoara? Bună. Pentru mine? Da? Le-a luat de la mine și le-a dat ție. Apropo de generozitate. Vai de cap. Alina e o mare fană de-a ta. Bine te-am găsit! Mă bucur tare să te vezi! El e Dorian și el e Pepe! Da? Și abia aștept să te văd performând. Îmi place foarte mult cânta Alina Eremia. Este preferata mea. Este foarte frumoasă. Te iubesc mult, Alina Eremia. Ana Maria, scena asta îți rămâne ție. E o performanță Next Star și Ana Maria. Pregătiți, da? Da. Succes! A venit, m-a îmbrățișat și mi-a transmis toată dragostea ei și toate sentimentele frumoase din